Bună, dragilor! În acest video vă arăt ce am cumpărat eu de pe Lidl de 120 de lei. Și să începem. Am luat niște cutii de ciocolată la 4,49 lei. Vreau să le dau cadou la cineva. Am mai luat o ciocolată din asta cu 6,99 lei. Ne place tare mult, de la Mr. Coco. Apoi niște dischete de machiante, parcă a fost 3,80 lei până în 4 lei. Că au schimbat ambalajul de la Sien. 4 lei au fost aceste șervețele de la Floralis nazale, 2 pâini, cred că a fost 2 lei pâinea sau 2 lei și ceva de la Tastino, iarăși am pierdut bonul. Niște cârnați de mangaliță, parcă a fost 17 lei la 250 de grame, este foarte bun, de la Peacock, este afumat. Vi-l recomand. Niște macaroane pene care ne plac tare mult de la Combino, au fost 4 lei punga la 500 de grame. Am luat și o cutie de orez, are 4 pungi din astea. Eu fac câte o pungă când gătesc și ne ajunge 2 zile. Și a fost 3 lei și 5 bani dacă nu mă înșel. Apoi mai avem niște șuncă de pui cu ardei roșu la 4 lei bucata, am luat 2 de la Peacock. Un hummus care a fost 5,60 lei. Apoi am mai luat niște mușchiuleți pane din piept de pui la 9 lei cutia și am luat 2. Ne place și acesta tare mult. Apoi mai avem niște piept de porc, parcă a fost 12,50 lei. Îmi place și acesta mult. O smântână, cred că a fost 2 lei sau 2 lei și ceva de la Pilos. 2 iaurturi de la Activia. Astea au fost 4 lei, 2 lei parcă bucata. Niște iaurțele cu drajeuri, astea au fost 2 lei și ceva bucata. Și am luat 3 așa cu galben. Astea îmi plac mie și astea cu roșu cu căpșune le mănâncă cel mic. Sunt foarte bune, delicioase. Și cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!